Numele lui Eminescu l-am auzit pomenindu-se îndată ce am aflat ceva despre România. Cumnatul meu povestea adesea despre ciudățeniile acestui om plin de talent, care preocupa de cărțile sale, uita mâncarea și băutura și care își pusese paltonul amanet în toiul iernii ca să cumpere un manuscript vechi. El veni într-o dimineață la noi. Îl văd încă intrând în sufragerie, timid și stângaci, mai mult scund decât înalt, mai mult voinic decât svelt, cu un cap ceva cam prea mare pentru statura lui, cu înfățișarea prea matură pentru cei 26 de ani ai săi. În timpul mesei l-am văzut aproape fără să-l privesc. Vorbea foarte vioi, mânca cu zgomot, râdea cu gura plină, un râs care mie îmi suna brutal. În vorbire, întrebuința în loc de dumneata, moldovenescul mata, care mie mi-a plăcut întotdeauna așa de mult. La citit, vocea era plăcut monotonă. Poezia a fost găsită de toți foarte bună, dar eu nu eram de aceeași părere, pentru că poezia pomenea mult de licurici și de multe alte gângănii de tot felul care vorbeau. La început nu eram în stare să judec farmecul limbii pe care nu o cunoșteam îndeajuns. Dar îndată ce învățai mai bine românește, impresia rea despre Eminescu se șterse și tradusei chiar câteva poezii de ale lui în nemțește. Mi se părea că în soarta acestui poet e o taină și fără să vreau mă gândeam cât de fericit aș fi voit să fac pe acest om a cărui viață era așa de singuratică, așa lipsită de fericire. Dar iată că împrejurări din afară, își pieruse micul său post de la ea și astfel era lipsit de orice mijloc de trai, aduseră iarăși pe Eminescu la București. Pentru a putea ajuta pe Eminescu într-o formă demnă, mă înțelesei să iau lecții de românește de la dânsul. Se purta cu mine ca un înțelept și ca un tată și se bucura de prezența mea, dojenindu-mă ca pe un copil. Dar nu știi mata, nu știi nimica, spunea el în sfârșit cu totul fermecat. Mie, femeie suprasensibilă, nu-mi displăcea când ședea lângă mine, cu toate că haina lui prea întrebuințată mirosea straie vechi. Citeam împreună din aceeași carte povești populare, mai întâi de ale lui Creangă, și el avea o bucurie copilărească citindu-le. Era român pasionat. În judecățile lui despre femei era oriental. O copilă plină de capricii, fără judecată, îi părea cel mai frumos tip feminin. Deci eu nu corespundeam idealului său. Ori poate că îmi spunea toate acestea dintr-o teamă instinctivă sau poate ca să provoace amorul meu propriu. Eu însă îmi dădeam de mult seama că ceva irezistibil îl împingea spre mine. Eminescu se informase nascuns când era ziua mea de naștere. În ziua aceea el veni cu totul intimidat și mi-a dus o carte legată în piele roșie în care îmi scrisese o poezie făcută ad hoc. Cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Eram nespus de mândră. Mă simțeam favorizată. Într-una din convorbirile noastre îmi spuse că un dicționar etimologic al limbii române ar fi absolut necesar și că de mult nu trește gândul să facă el unul. Eu îl îndemnai să înceapă numai decât obligându-mă să execut munca mea mecanică, iar el pe cea pur intelectuală. M-a amuzat strașnic. Cum se întâmplă însă că deodată totul se schimbă între noi? Ședeam într-o zi la masa mea unul lângă altul, eu cu tocul în mână și citeam în convorbiri. Atunci, pe neașteptate, pe când eu întoarse spre el, vorbeam cu vioiciune, el mă sărută și eu îl lăsai fără să mă opun. Nu știu ce i-am spus după acest moment surprinzător, știu numai că el mă întrebă dacă am un Dante. Apoi se ridică, îl căută și îmi citi foarte vesel celebrul pasaj din Infern. Ceea ce dorisem se realizase, fericirea lui atârna numai de mine, însă acum începea să-mi fie teamă ca nu cumva să fie pentru el mai mult rău decât bine. Oare nu cumva eram pe cale a mă îndrăgosti de omul acesta? Voisem să-i șterg nefericirea de pe frunte și suferința din inimă, dar avusesem oare dreptul să fac aceasta. Avem noi dreptul să ne amestecăm în viața unui om, dacă nu ne gândim deloc să-i dăm ceva din propria noastră viață? Ziua următoare, după amiază, Eminescu veni iar la noi. Îmi aduse numai o foaie de hârtie spunându-mi: dumneata, ai vrut întotdeauna să ai o poezie de la mine. Iată, dar nu-i bună de nimic. Citi: atât de fragedă te asemeni cu floarea albă de cireș și ca un înger dintre oameni în calea vieții mele ieși. Când ne revăzurăm, în tăcere hotărârăm să ne iubim unul pe altul ca doi copii.
El îmi spunea cum ar vrea să mă răpească și să mă ducă departe și ce frumos ar fi dacă amândoi am fi fost copii de țigani, liberi pe câmpia negrită. Câteodată, stând față în față, el închidea ochii și exclama: "Te iubesc prea mult." Eu însă niciodată nu i-am deschis vreun colț în inima mea. Vreau să fiu totul pentru el, el nimic pentru mine. Totuși, în mintea mea proastă, credeam că dragostea lui ar fi putut dura ca și cum dragostea n-ar trebui să fie reciprocă. În această dispoziție, el mi-a dus poezia "Te duci și ani de suferință n-or să te vază ochii-mi triști, înamorați de ta ființă, de cum zâmbești, de cum te miști." Anii trecură, până să-mi dau seama cu spaimă de ceea ce era acel mister ce putea asupra lui și de care el se temuse din tinerețe. Cât trebuie să fi suferit Eminescu de frica nenorocirii care l-amenința și cât o fi luptat contra ei. Niciodată n-am observat semne de boală în mintea lui, cu excepția unei neînțelese superstiții. Și încă o dată mi-a fost dat să-l văz și să vorbesc cu el. Eram într-o lojă de teatru, iar el la parter. Într-o pauză, veni la noi cu un aer strălucitor. Eminescu se îndreptă spre mine, luă brațul meu gol și sărută de două ori mai sus de încheietura mâinii. Îmi spuse că e foarte fericit să mă vază. Îl întrebai de ce nu vine la noi. "Mâine am să viu," zise. "Mâine viu sigur." Cu asigurarea repetată care să vie mâine, părăsi loja noastră. Toate amintirile se deșteptară în mine. Ochii aceia aproape întotdeauna voalați și numai pe jumătate deschiși. Ca și cum acest mizerabil pământ nu ar fi meritat osteneala de a fi privit cu ochii larg deschiși.